Bine v-am găsit, stimați spectatori! Ne aflăm în studioul Informația TV alături de invitații noștri Adrian Stan, preot ortodox în Hodișa și Gavril Magurean, preot ortodox în Răcșa. Ambii sunt confruntați sau se confruntă cu aceleași probleme vis-a-vis -vis de instanțele de judecată, vis-a-vis de faptul că Enoria și Greco-Catolici, indiferent de numărul lor alături de preoți, au solicitat în instanță retrocedarea integrală a bunurilor. În emisiune vom discuta cu cei doi preoți și își vor prezenta argumentele vis-a-vis -vis de starea în care se află procesele aflate pe rol. Din câte știm noi, la nivel de județ sunt uh, aproximativ 10 asemenea parohii în instanță. Bine ați venit, domnilor! Bine v-am găsit. găsit! Părinte Stan, de astăzi sunteți, așa cum făceați o glumă, la un pas de a finaliza procesul, să nu spunem exact ceea ce am discutat. Spuneți-vă, rog, de fapt, când a început procesul și în ce fază este? Procesul a început în anul 2008, când parohia greco-catolică Hodișa a înaintat un proces la judecătoria Satu Mare de către preotul Sician, fostul preot paroc, care a plecat între timp și acum slujește un preot de la Satu Mare la credincioși și cei șapte credincioși greco-catolici într-o casă, iar ortodoxul sunt 252 și foarte, foarte puțin penticostari care sunt alături de ortodoxi. Am câștigat la judecătoria Satu Mare procesul înaintat de greco-catolici, în care îi cer biserică, retrocedarea bisericii terenului și a întregia averi parohiale, prin modificarea CF-ului și redobândirea ei. Am câștigat la Tribunalul Satu procesul momentan este la Curtea de Apel Oradea, recurs făcut de parohia greco-catolică, și între timp am depus cerere de strămutare la înalta curte, care se va judeca pe data de 13 martie, pentru strămutarea procesului, deoarece știind bine că și practica curții de apel Oradia este înclinată înspre greco-catolici, ne ținând seamă de instanțele anterioare care au dat câștig de cauză, ambele în aceleași, același verdict. Judecătoria tribunalul în același verdict s-a dovedit, exact ca și la parohia Racșa fiind părintele de față, n-au luat în seamă judecățile dinainte și au dat câștig de cauză fără a mai ținea seamă și cont de credincioșii care sunt astăzi, credincioși care în 48-49 au trecut cu tot cu preot la greco de la greco-catolici la ortodoxi și sunt ortodoxi de astăzi, cum sunt la mine în biserică. Părinte, de asta sunteți, să zic așa, într-o fază mai avansată, sunteți aproape de a fi evacuați. Prezentați și situația Bisericii Ortodoxe din Racșa. Evoluția evenimentelor și stadiul la care vă aflați acum. În 2004 am venit la Racșa, în luna decembrie. Biserica Ortodoxă era în procese deja cu greco-catolicii, în perioada aia. Primul lucru care s-a făcut, s-a făcut reconstituirea Colicefe, pentru că cineva a luat -o, a furat-o, nu s-a mai găsit cola CF originală cu averea bisericii. Și s-a făcut reconstituire. O parte era făcută biserică-terenuri și eu am continuat cu pădurea, 150 de hectare. Și partea greco-catolică au făcut pe aceeași cale reconstituirea Cerușiei, să se reconstituiască și au fost de acord cu reconstituirea colei, După ce s-a reconstituit cola CF ei au demarat mai departe și au cerut rectificare. Să se treacă de pe Biserica Ortodoxă, pe Biserica Greco-Catolică, toate bunurile. Biserică, pământ și pădure. Așa. Și la judecătoria de fond negrești am avut câștig de cauză, a trimis, a avut apel la Tribunalul Satu Mare, am avut câștig de cauză și aici, a trimis înapoi la judecătorie, unde din nou am avut câștig de cauze, după aceea a făcut apel la Curtea de Oradea uh, și acolo s-a dat peste cap totul. Bun, dar ce, ce a stat la baza, să zic așa, modificării hotărârii, atâta hmm. vreme cât în trei instanțe s-a menținut prima hotărâre? Deci, cu alte cuvinte, de a nu se retroceda, dacă am înțeles eu bine, da? Da. Deci ei au cerut, după legea 247, să se treacă pe vechiul proiect proprietar, după cum e și legea, să se retrocedeze tot pe vechiul proprietar, că ei figura pe acolo la CF, la B1, cum era trecut acolo, era Biserica greco catolică și în anul 1967 s-a făcut trecerea de Biserica greco catolică pe Biserica Ortodoxă. Ei spunând că acele, acea trecere și acea încheiere de atunci a fost făcută pe fals. Dar nu există nici o încheiere astăzi, în care să se -s arate nici la ei, încheierea lor de la 1902 sau 3, nu mai țin minte că am avut acolo un scris, în care a fost făcută trecerea pe greco-catolici, nici la noi, în 1967, nu s-a găsit în arhive încheierea 33 pe 1967. Bun, dar deci, ce, deci atâta vreme cât nu s-a găsit <coughs> acel document, da? da? Fiind totuși invocat în acte, ce pot ei spune sau cu ce pot dovedi greco-catolicii că ar fi vorba de fals? Ei se după pe principiu că până în 48, biserica aparținea greco-catolicilor. Într-adevăr, așa a fost regimul. Bun. Marea majoritate a românilor, să zic așa, la vremea respectivă erau greco-catolici, da? Deci marea majoritate. S-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, nu intrăm în detalii. Unii au trecut de bunăvoie, alții silizi de împrejurări la ortodoxi, da? O trecut unii cu preot, altul fără preot. Bun. Aici, ce se întâmplă? Atâta vreme cât uh, bisericile în general, îs, uh, hai să zicem așa cu ghilimele, sunt bunuri private, da? Îs realizate în bună parte și creștini. întreținute în bună parte de oameni, adică cei care le frecventează. Deci până una altă, ce știu, care poate fi fals atâta vreme cât... Este a lor. De la 1948 49 încoace, au trecut toți cu bagaje într-o altă barcă, să mai exprim așa. Deci eu am găsit în arhiva episcopiei uh, un tabel nominal în care uh, sunt trecuți toți greco catolicii din Rașa la ortodoxi. Împreună cu părintele Ion Andron din vremea aia. Și acest tabel este contestat de către greco-catolici. Nu-l pot contesta și nu-l conteste pentru că sunt martori și astăzi, bătrânii care spun, am trecut într-adevăr cu toții, așa au fost vremurile, de bunăvoie. Deci nu o sta nimeni la spatele lor cu pușca sau cu altceva să treacă. Părinții le-au spus în biserică, dacă trecem, trecem toți, dacă nu, nu trecem niciunul și cu toți. În condițiile astea, care poate fi falsă atunci la care să face trimitere vis-a-vis -vis de 1967, când ziceți că au fost... Uh, deci mă, partea greco tate, Nu știu, da. în cartea funciară, aceste... Păi partea greco-catolică spune că acea încheiere e falsă. Ei au adus un document în care era vorba de o casă, uh, contract vânzare-cumpărare, cu numărul 33 pe 67. N-are legătura una cu cealaltă. Bun, dar da, atâta vreme cât aveți în arhivă, o listă, nu are importanță că e 1000 sau 2000 de persoane sau nu știu La vremea e. era 1400 de credincioși. că nu are importanță 45. că 1000 sau 2. Dacă toți, convinși sau neconvinși, au trecut la cultul ortodox care a rămas. Unde, unde e falsul și eroarea? Asta nu înțeleg eu. Asta dacă puteți să explicați încearcă, telespectatorilor. Încearcă prin diferite mijloace ortodoxe sau neortodoxe, prin diferite mituiri sau uh, intimidări la preoți sau la, la oameni, pentru a putea redobândi averea bisericii. În fond, de, și de fapt, păi, nu interesează atât de mult creștinii, încât uh, averea integrală a parohiei pentru a o redobândi. Lucru care s-a dovedit și încercând să aducă diferite acuze, atât la preot, atât în, și acte, chiar care nu sunt doveditoare, pentru a redobândi ceea ce este a, a creștinilor, de fapt, și credincioșii de 60 de ani la ambele parohii și la celelalte parohii care sunt în instanță, au întreținut bunurile acestea. Deci este destul de dificil în această zi să scoți un sat întreg în stradă și să lași 1% din populație să se reia averea care, de fapt, este a celor care ies în stradă. Bine, dar acum de asta a spus, ieșit în stradă în sensul evacuării din lăcașul de cult și după lui, da? După... În condițiile în care este sau va fi și la Hodișa o hotărâre judecătorească definitivă și momentan. Momentan deci, Hodișa nu așa, urmează, nu știu ce se va întâmpla la curte de apel. Presupun că aceste hotărâri judecătorești nu mă pot exprima dacă sunt corecte sau incorrecte, pentru că cei care sunt acolo în legea. instanță au la îndemână legea, ei sunt cei care citesc și interpretează anumite articole de lege. În schimb, nu exclud, nu știu dacă la Hodi și a dat sau nu, dar în oraș, indiferent care așezare ar fi aceea, deci nu exclud. Ciocnirile, dacă se pot zice așa, adică aceste tensiuni existate, existente între cele două biserici să spargă buba, dacă vreți, și după aceea să fie bătaie, să fie circ. Dar vreau să vă spun că în Racha nu au fost niciodată două biserici, numai una singură, care și astăzi. Dar în 2000, sau mai bine zis în perioada 96-2000, pe legea 1-2000, ce s-au înțeles credincioșii? hai să se deschidă și un cult catolic ca să putem cere de la stat pădurea. Și ei s-au înființat cam în perioada 96-2000, greco-catolicii. Cum s-au înființat? Și acolo nu s-au mers pe, pe, realitate și pe adevăr. O luat un număr mare de credincioși de la ortodox și au trecut pe tabel la ei și s-au deschis cultul. Pe lângă recesământul din 2002, atunci erau 48. Dar am găsit ulterior, după ce am venit la Raxea, că erau mulți mai mulți credincioși trecuți pe tabela greco-catolici care erau ortodoxi ai bisericii. Deci, cu alte cuvinte, greco-catolici spun că trecerea la ortodoxi e falsă, ortodoxi spun că trecerea la greco-catolici e falsă. Adică asta ar fi concluzia din da, ceea dar, ce spuneți. Și sediul lor care l-au pus pe hârtie în perioada aia, la numărul 58, unde figurează și astăzi greco-catolică, e casa unui credincios ortodox fără știrea lui, au trecut numărul acolo. Ei spunând că a fost o eroare, o greșeală de număr. Dar mie mi se pare că nu s-au dus pe lucruri reale și uite s-au ajuns la o Bun, situație acum, foarte critică. Dacă tot ați adus în discuție această situație vis-a-vis -vis de cifre, nu neapărat mobilul și modul în care s-au făcut toate treburile, că ele s-au făcut, vorba aia, cu respectarea legii probabil, la limita ei cu bună știință și dați-mi voie, poate greșesc fără frică de Dumnezeu. Dacă, dacă, deci poate greșesc în exprimare. Din păcate așa s-a întâmplat. Deci... Care, care, este de fapt raportul de forțe cu ghilmele de Igoare în Raksha? Raksha ortodox câți de la ora câți? după recesământul 2011, are 2481 de credincioși ortodoxi, uh, 31 de persoane greco-catolice și mai avem și alte culte neoprotestante 89 de martori al lui Jehova, 113 Pentecostal. Deci, deci până noi suntem 99% dacă luăm. Până una, altă, dacă facem așa o socoteală, mai degrabă erau ăștia, să zic așa, îndreptățiți ca și cifră să ceară, excluzând confesiunea, deci religia. Dar ca da. pondere, ăștia sunt mai mulți decât greco-catolicii, nu? Deci da. neoprotestanții. Deci, protestanții, protestanții vă dau 102. Tocmai asta ziceam că dacă excluzem din discuție confesiunea da. sau religia, erau mai întreptățiți ăștia să ceară înapoi averea decât cei 31 sau 2 câți ăștia și-au făcut casă de rugăciune, nu au avut probleme cu... Nu ne-au cerut nimic, nici pământ, nici pădure, nimic, că ei și-au văzut de treabă. Uite da. că frații noștri ăștia la alți, și, și într-un număr atât de mic, și, de fapt, pretenție Situația averii biserice, dacă vreți să zicem așa, care este? Bun, e biserica, biserică, e casa parofială, care cred că în fiecare sat sau știu există, dar e clejea și celelalte, adică e... na, era cât pe ce să spun ceva, adică... banul e ochiul cuiva, adică e tentant până una altă, fiecare leu care îl poți obține cu mai puțină muncă. Biserica Ortodoxă Racșa, momentan, după extrașul CF, 150 de hectare de pădure. Teren agricol, dacă se adună tot cât are, cred că undeva ajunge poate până la 100 de hectare, dacă se adună tot, 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 cum e trecut în extrasul CF. Da. Deci e o avere destul de mare. Casa parohială e făcută din 73. Bine, acum ai, o, o, chestie discutată ca să și cum e, pentru că renovat. Era, era, firesc 96 2000. vorba aia să vină și preoții cu mici pretenții de confort în plus. Băi, ce casa e veche, hai să facem. Cunoaștem și vorbaia. mai primesc preoții și câte un brâu de anumită culoare. Mai câte o distincție, ci băi, o renovat casa, s-au făcut casă nouă. O renovat biserica sau nu știu cum, deci. vine și episcopia cu niște. lucrurile acestea s-au făcut. Să le zic. Deci, distincții, dacă vreți, sau nu știu, recompense, nu știu dacă ne neapărat materiale, dar Bonolifice, morale, da. da. Sigur că, după activitate, dacă faci ceva, ești recompensat, dar nu asta problema. Problema e că biserica a fost întreținută din 50, din 49 până acum, de credincioșii actuali. S-au făcut lucrări de miliarde. La Raxa s-au făcut reparații capitale de la A la Z. Dar în intervalul ăsta, de când vă judecați, n-ați încercat să faceți o evaluare, dacă vreți așa. Domnule, noi am folosit biserica 60 de ani, 70 de ani, dacă, prin absurd, ar fi trebuit să plătim chirie noi am fi plătit atâta, nu știu cât. Deci e o socoteală oarecum atipică, dar totuși logică. Băi, noi am fi trebuit să plătim atâta, dar noi am cheltuit între timp, nu știu cât, cu ea. bineînțeles. Deci, cheltui... Dacă ați fi făcut o socoteală la modul ăsta... La ambele parohii s-a cheltuit mai mult decât ar fi chiria. Mult, pe o perioadă deci mult mai știu, lungă. nu știu ce ar fi spus, dar oricum ar fi dovedit ceva. Adică faptul că întreținerea în stare de funcționare dacă poți spune așa, sau conservarea, sau cum, în sfârșit care e termenul potrivit. Reparațiile și îi întreținerea. E cu cheltuială. Da, deci s-a făcut cheltuiel mult, mult dacă ar fi evaluare ar fi la ordinul 10 de miliarde, pentru că e 60 de ani, nu? Da. Și o biserică de 40 pe 20 și ca betre patrați de pictură, nu mai spun exterior, tablă, acoperiș. Și a mai făcut altă vară și alte lucruri, anexe, care la ora actuală, sigur, că dacă ar fi să le evalueze, ar fi și... o sumă foarte mare. Nu știu de unde ar putea plăti 31 de persoane, nu știu câte zeci de miliarde. Dar presupun că și la modul ăsta ați fi putut discuta în faza anterioară, deci nu acum când sunteți gata de a pune lacătu pe ușă. Deci nu s-au ajuns la discuții pentru că dacă primarul le-a dat teren și le-a dat loc să uh, facă slujba uh, greco-catolicii, noi am zis, domne, o să-și facă biserică, o să-i ajutăm. Nu le-a convenit terenul, nu le-a convenit locul, au încercat alte lucruri să facă, cu, să schimbe și, mă rog, să vină mai aproape de biserica mamă, lucru la care, sigur, că ortodoxii s-au opus. Nu le dau voie să meargă până cimitir, să facă drum, să-și facă biserică acolo unde ar fi avut și au ei teren. Inter și atunci ei o demara mai departe. Ce-o zic. Lasă că îi punem noi la punct și o să punem stăpânire pe, sau să luăm biserica mamă și atunci, pe da. interesul, deci, interesul lor niciodată n-a fost să-și construiască nici într-o parohie, ci să că le dobândească. 2500 îi putea ajuta pe 30 de persoane să-și facă o biserică. Tocmai asta spunea adineaori în emisiune, că dacă ați fi găsit calea de comunicare, dacă ați fi găsit, ce știu bună înțelegere, nu cred că enoriașii, La mine... cât sunt în Racșa, n-ar fi zis, băi, hai că vă ajutăm și facem în 10 ani sau ce știu, eu, următorii nu știu câți ani, o biserică. Și atunci, într-adevăr, s-ar fi îmbogățit, dacă vreți așa, zestrea comunei. Indiferent că, până la urmă, preoții au stârnit o asemenea treabă. Era am folosul localității și zice, domnule, e casa domnului, hai că tăți punem mână de la mână și rezolvăm. La mine au cerut slujire alternativă printr-o hârtie către Consiliul Parohial, preotul greco-catolic. Dar Consiliul Parohial, format din oamenii satului, n-au acceptat și n-au fost de acord ca să slujească alternativ, deoarece au spus nu este pentru cine să cedăm biserica să slujească alternativ. Cui? Unui preot care vine o dată pe săptămână de la satul mare și n-a pus o piatră aici, este biserica noastră, noi decidem ce facem cu ea. Și n-au -au dat curs și n-au acceptat slujirea alternativă, deoarece este bunul lor și au zis că nu vor ceda. Suntem puțini, suntem 252 de ortodoxi, la șapte greco-catolici, 11 penticostari, iar pentic, cultul penticostar este alături de noi. Bun, dar dacă tot nu s-a ajuns la această înțelegere omenească până una altă, sunteți, hai să zicem așa cu ghilemele, aproape pe drumul fără întoarcere. Da. Adică sunteți în faza în care o să spună, băi, o primiți, adică vă rămâne sau o dăm altora. Ce vă faceți? Că Ui, o dăm. Cel care vine cu hârtia în mână și dumnezeu, mea, dispune, da? Și atunci sunteți la mâna, cel puțin din punct de vedere al respectării legii, sunteți la mâna celor care redobândesc sau dobândesc bunurile respective. Ce veți face atunci? Că în clipa în care în Raxa, vorbeam adineori, despre posibilitatea finanțării de către enoriaș a construirii unei biserici, în Hodiș aș vrea este să spun exclus. Deci, exclus. Nu se poate deci, face două biserică. Populația e așa cum e, deci în bună deci, parte și este îmbătrânită, îmbătrânită, foarte multă. Deci 80% este peste 60%. Nu e de nici ani. foarte bogată. Nu, nu. Și atunci cum rămâne? Că până un altă nu ești stare să asiguri la un moment dat întreținerea unei, nu știu, camere dintr-o casă, dacă ar fi vorba. Nu să ți apuci să zici, băi, punem piatra de temelie la o biserică și în următorii 20 de ani să o, facem. o facem. Am avut discuții ieri cu credincioșii după Sfânta Liturghie. Marea majoritate, aproape toți, părinte, cheame să vii la biserică înapoi, nu i o scos nimeni din biserică. Aici a fost o persoană și cu părintele Braja care au inițiat procesul. Nu s-au gândit că, stai domne, că aici e un sat de oameni, o comună, îți dau 1.500 de oameni. Nu știu ce au crezut atunci când au dat Biserica Ortodoxă în tribunal sau la judecătorie, dar credincioșul a spus așa, nimeni nu i-a alungat să vină înapoi la biserică, toți am fost una, dacă toți am trecut, să ne respectăm fiecare credința și legea care o avem. Dar, dar deși și urmăresc, cred, ca alte scopuri. Până la urmă, aș, nu știu, iar s-ar da. putea să greșesc. Preoții sunt cei care aprind focul, dacă se poate spune așa, și întrețin în vrajba, da? Ați spus că e vorba de 150 de hectare de pășu, Ăsta de, de pădure. Da. Ei, ce știu, peste 100 de hectare deci, de pământ, este pământ și așa care mai departe. I-i pe CF ul deci, parohiei Mi mur. se pare la mintea copilului să nu spun la mintea cocoșului că de fapt bunurile sunt tentante. Da. Pro, ce știu, produsele care le poți obține sau banii care îi poți obține prin punerea în valoare în timp a celor bunuri, îs îți... eu, dracule acum tot o spun. Dacă nu? Știm că s-a credincioșilor. Deci, dacă ei reprezintă biserica și frecventează, deci, în lor, nu Bun. știu cum să li se ia de la ei, să se dea la altcineva. Dacă form biserica e formată din credincioși. Părinte, Măgure, e aberant. Au Auziți, biserica e a credincioșilor. Pământul da. e a credincioșilor și folosea popii până la un altă și a bisericii. Păi, bine, preoții nu folosesc tot pământul sau dacă folosesc. Părinte, deci. Încercați-mă. și mă... Convingeți pe mine și pe privitori că nu preotul ia în bună parte smântâna adică pe pământul nu. respectiv nu ia. și biserica. Nu, nu, deci în mână-mână să zic așa. Că... Nu, ia, nu ia preotul, deoarece preotul este plătit, are un salar și Consiliul Parohial îi lasă la cererea preotului un hectar, două, trei de teren. Părinte, ăsta e terenul tău, folosește-l. Iar al teren care se folosește. Intră în, în patrimoniul bisericii, la parohie, în veniturile bisericii, acolo unde există, la mine este prea puțin cazul, terenul este cam nefolosit și din banii care vin de pe teren, eventual se acoperă cheltuielile ale parohiei. Dar nu preotul deține întreaga avere nu, nu, nu. și nu, nu, nici, nu folosește întreaga avere. E vorba de preot și, și de biserică Noi, preoții adică... suntem acuzați adesea ori de, de unele fapte reale, ireale, dar. Nu decide preotul într-o parohie singur ce face cu averea bisericii, ce face cu banii bisericii. ci există un consiliu parohial format din oamenii din satului, cu un prim curator, care decid. Foarte de multe ori, chiar preotul dorește să, să stea în neutralitate, ca să nu intervină între ei și ei decid ceea ce, ce hotărăsc. Noi suntem administratori, suntem păstori sufletești mai mult. Nu contează nimeni, dar revenind la. Ideea acestei bătării, vis-a-vis -vis de bunurile care le da. deține un cult, da? deci e o biserică, că e ortodoxă, că e greco-catolică, deci dacă acele bunuri sunt în principal mobilul vrăjbii instalate între oameni, ceva trebuie să existe, trebuie să aibă un substrat de a fi atât de tentante. Da? Deci cu, vorbim acum cazul Raksha, dacă ne oprim la hom ăsta, la Hodișa, probabil se păstrează ordinul de mărime. Da. Probabil. Adică da. proporționalitate. Aveți 250 ceva, e în da, și ceva de enoriași, da, și... are 2500. Deci, Aveți 10 hectare de pământ mult, da. sau nu știu cât, Racșa are 100. Aveți nu știu câtă pădure, Racșa are 150. Deci, probabil, proporția se păstrează. Noi am dorit dintotdeauna preoții și nu numai noi preoții, curatorii și aseară îmi spuneau, dintre o parte, dintre ei, părinte, legea ar trebui să ne lase pe noi să decidem, majoritatea în sat, să decide ce fac cu bunurile care ei le-au făcut. Nu să vină statul prin instanțe de judecată, să ne târască pe noi prin, prin instanțe, să hotărască cui să dea bunul nostru. Deci, le iau cu, în mod abuziv de la noi și vor să-l dea cuiva cui noi există. Ei spun că există, nu există, real în, în recensământuri. Se pot vedea uh, achitarea contribuției pe ultimii ani, activitatea bisericilor. Cui uh, și eu aș fi de acord, dacă ei ar fi majoritar, m-aș retrage, din că dincioși este a lor, dați-le o faceți, dar atâta vreme cât uh, nici 1% din populație. Deci ce treabă are statul român, că n-a pus o piatră, nu te-a ajutat cu. Deci pur și simplu preoții care cer astăzi sunt străini de parohie și vezi pe oameni că plâng în biserica lor, pierzând o sau uh, ce se va întâmpla pe viitor, nu știm. Deci și legile sunt, uh, sunt neclare. Și legile și probabil... Uh... Deci ca și o întrebare. Cum să iei de la popor biserica? S este -o dai, lor. Să dai la minoritar, cât sunt acolo, la mine 30 de persoane. Bun, dar e strigător la ce, domnule. Îi scoți afară obligatoriu. Că legea 247, mă rog, restituția Asta... integră după vechiul da. Apropriate. Asta așa ar veni cum aș veni eu la dumneavoastră și v-aș cere bunul dumneavoastră personal, că a fost al meu cândva, dar vi l-am dat, dar în, cont nu mai este al meu. Dar vă rog frumos să mi-l înapoiați. Bun, dar acum, ce, e de făcut într-o asemenea situație? Pentru că Părintele Măgurean îi vorba aia aproape în faza de a se pune la cât pe biserică, să vorbim măcar metaforic, dacă Eu nu spun altfel. Eu cu convingere, că la sunteți, nu se va întâmpla. Sunteți totuși, nu foarte departe de Dar înainte. Nu foarte departe de o asemenea situație. Cum va fi. În schimb, sunt altele. Vile, satul mare, pom, crucișor, rușeni, amați, că deci de în Sunt multe biserici, dacă da. se poate spune așa. Chiar în și mănăstiri avem. Îs revendicate, dacă vreți, sau un obiect al, al, unui proces ajuns în al Al și parlamentarii care avem și în județul Satu Mare și care sunt oameni apropiați bisericii astăzi să se implice un pic mai mult. Ce înseamnă implicare mai mult? Pentru că a să îndrepte scumba, anumite legi care sunt neclare. A o lege, a o modifica, da, a o să aduce spre, hai să zicem așa, aproape de realitate. Noi nu cerem o... modificarea legii, ci am cere ca cultul majoritar dintr-o localitate să, să ia bunurile și să le mențină. Bun, dar asta trebuie să existe un cadru legal. Atâta vreme cât, ce știu episcopia nu vă poate rezolva Dacă problema. Cum trei ani am fost la fostul premier Emil Bucă, o delegație de preoți de la satul mare. Și s-a promis că se vor îndrepta legile să fie drepte și clare. Noi nu spunem că vrem să fie în favoarea ortodoxilor, nu. Vrem să fie în favoarea creștinilor, care să se ia cont și să se țină seamă de cuvântul oamenilor, care este bunul lor. Să se facă tabel, să se, să se întrebe oamenii. Deci majoritatea să decidă. S-a promis că se vor face acte, se vor, face, se vor îndrepta legile. Nu s-a făcut nici astăzi, în 2013, încă nimic. Repet întrebarea, ce de făcut într-o asemenea situație? Pentru că evenimentele se precipită vom, vom și ajunge la... se aprind spirite până da. un alt. Adică preotul păi nu... greco catolic și domnule, a noastră a fost biserica păi și eu... nu știu ce. Noi preoții... Poate... Nici nu era, că sigur nu era născut la vremea când da, să nici da, era eu, vorba nici de noi. acest ceva. Preot ortodox. domne, noi am ținut în ticiare Biserica. Foarte, noi trebuie să. Foarte fim mult, pe așa, noi în mod normal. Acuză, cei care duce mai departe pe bunurile noi ne, astea. Ne acuză cultul greco-catolic că nu influențăm oamenii sau că noi ținem oamenii și că n ar dori să se întoarcă la ei. Dar de multe ori nici noi, preoții, paro, care suntem în parohie și trăim cu oamenii, nu-i mai putem stăpâni. La mine sunt puțini, dar totuși oamenii care sunt nu se vor liniști nici ei, nu vor ceda chiar atât de ușor sau să, să, vadă cum bunul lor se va distruge, care de 60 de ani au investit pensia lor, vaca lor sau boul lor l-au vândut ca să-l pună acolo și acum să vină cineva care pășește prima dată nea să spună eu sunt proprietar că instanța mi-a dat o mie. Deci oamenii de multe ori nu, mai, nu, nu, pot să fie stăpâniți și nu vor, nu vor ceda. Și noi sperăm că nici Bunul Dumnezeu nu îl va lăsa chiar așa să se ducă toate Toată munca lor să se ducă în zadar. Nu credeți că și preoții ortodoxi au o doză de vină, dacă se poate spune așa, pentru această migrație dacă vreți să-i spun așa. Deci băi, 50 de ani am fost ortodoxi, gata, acum merem că. Eu nu știu vine eu sunt... unul să ne promită. Ce știu, un alt fel de mântuire dacă. Dacă nu, nu știu, spun o prostie. Nu știu dacă este. eu sunt la și aproape de 9 ani imediat. Tot același, exact șapte creștini greco-catolici i-am găsit. Procesul s-a deschis după aceea și restul ortodox. Acum fiecare deci, acum parohie nu cu... Nu cu vă, de vă cazurile... spun ca despre Hodeșa da. și Racșa. Nu știu, nu putem dar nu acuza. Cumva, eu am pus o întrebare, n-am spus că preotul X sau Y. Oare nu și preoții au... Uh... Hai să zic așa, scăpările lor, dacă vreți să mă exprim așa, să nu spun altfel, vis-a-vis -vis de da, această și... stare de fapt. Știți ce vreau să vă spun eu? Deci părerea mea, pe lângă averea bisericii, eu cred că ei tânjesc mult pentru credincioși. Dacă li se dă biserica, spune domnule, până să da. face o biserică în 10-20 de ani, Credincioși nu se duc? La biserica care a fost. Acolo pe deal, acolo mă duc, indiferent ce preotul e, greco, catolic sau ortodox. Că normal, sunt minoritare, sunt puțini. Și ei, dacă pun mâna pe biserică, zic, domnule, credincioșii nu se duc în altă parte. Bine, doamne fer, mă escud afară pe mine și atunci preotul greco, catolic o să vină să slujească acolo. Dar credincioșii, până să face biserică, ei unde să se ducă? Se duc sunt la biserica lor, care au avut-o de 100 de ani sau de 200 de ani. Deci, undeva credincioșii că ăștia sunt puterea. Că zidurile sunt acelea care au fost făcute din 1860 și care sunt întreținut. Dar biserica fără credincioși e moarte. Și atunci ei se după principiu. Așa încet, încet, nu ori veni astăzi toți, dar au revenit 10, mâine 20, 30 și la urmă, aici se, părerea mea, aici se merge cu pași încet și sigur cum o fac. Asta preși. vor să țintească ei. Da. Dar, Dar și... nu trebuie să facă zminteală. pentru că dacă marea masă spun, domnule, rămânem așa în poziția asta, să se ia în considerare și procentul ăsta de 99%. Așa cum se în Parlament, mm. că sunt majoritar și eu decizii și fac, uite că într-o parohie de 2500 nu i-ascultă nimeni. Părerea mea că un semnal de alarmă și pentru legiuitor și pentru lege. Pui amendamente acolo să modifice. Unii procentul mare, 75, 80 sau 90%, domnule. Să le dăm și lor crezare, pentru că așa putem lua de la o mie de oameni și dăm la doi oameni. Nu contează că sunt unul sau doi. Deci noi am fost pe vremurile alea. Dar ăștia sunt urmași și de atunci, care am eu acum, 2500. Și spun bătrânii, care am bătrân de 90 de ani, părinte, să ne în pace. Acum nu știu ce să mai fac, unde să mai apelez, pentru că la urmă se produce un balamoc și Doamne ferseasă iasă cu, cu vărsare de sânge sau ceva. Oamenii sporniți. Nu intră nimeni în biserică, e biserica noastră. Doamne, fer, vin mascați, ce fac? Mă leagă pe mine și după aia, știu eu, care se opune, îi bagă în dubă și duce. Cu asta nu că nu am văzut văd. cazuri din astea. N-am incitat la scandal, le-am spus oamenii să fie pașnici, să aibă răbdare. Trebuie să fie o soluție, dar uh, ei porniți pentru că ce părinte. Nu se poate așa ceva. Uite că se poate. Vine cu hârtia să pune în față. Chiar dacă v-ați înțelege, să zicem așa, cu preotul greco-catolic în Raxa, Legea vă obligă până una altă, cel puțin hârtiile pe care le aveți, să le dați înapoi bunurile, da? Deci presupunând că vă înțelegeți cu preotul, mai hai că face, îmi facem îmi alternativ, îmi face nu știu ce, îmi împărță averea, va vine, pământul... Dar nu, nu după mâna preotului ăsta. Nu, nu, deci, nu, deci da. aia vreau să spun că și dacă s-ar <coughs> găsi ceea ce... Nu știu, eu, nu, eu, eu sunt pesimist dacă vreți de a, -a găsi această înțelegere să vă să faceți pace sub măslin. Am vorbit și pe tema aceasta cu credincioșii. Eu am un program de la 8 jumate la 12. La 8 jumate, la 9, sunt cel puțin 30-40 de oameni la biserică. Și după aia vin până la ora 10, 10.30 jumate în, în, masă. Părinte, noi, noi nu stăm afară, zice, după 3-4 oameni, sau după 3-4 bătrâni care de-abia vin la biserică. Noi mergem în biserică, avem programul nostru. Ei au făcut invitație. Vie în biserică să se roage împreună cu noi. Nu facem noi în împărțim în da, chiar, andor. așa, chiar așa ar fi împotriva logicii de a sluji amândoi. Nu știu, iertați-mă, poate e o prostie ceea ce întreb. <laughs> Dar ca să faceți pace, băi, eu folosim deodată. Unul zice Duh, celălalt spune Spirit sau ce știu eu. Care niște noi, niște de, noi, noi preoții de multe ori încercăm să facem pace și liniște. Acum a, slujire acord... alternativă există, dar slujire concomitentă, unul cu celălalt n-am văzut. Au zis, nu. nu știu, părinte Măgurean, deci întreb, poate e o prostie ceea ce întreb, dar atâta vreme cât ortodoxul spre zice duh, celălalt zice spirit. Eu am urmărit, asta. Deci eu am urmărit uh, anumite ceremonii din astea, nu știu, mormântări, chestii Dar astea, biserica nu e o concurență. Culme, nu, culmea că n-am remarcat niște diferență de fond în ceea ce privește, ce știu până și desfășurarea liturgiei și ceea ce e. Eu, ca necunoscător, deci până o altă nu știu de ce nu v-ați putea înțelege. Mai așa cum, să zicem, am întâlnit în mormântări sau ce știu eu, o crema și preot greco-catolic și ortodox, s-au înțeles și au împărțit sarcinile. Nu știu, repet, Poate că e o eroare. Deci comit o eroare punând o asemenea întrebare. Se da? poate ajunge la o înțelegere, că nu suntem absurzi, să nu, să nu cedem nimic sau să facem pe, știu eu, pe supărați sau nervoși, dar uh, numai cu acceptul credincioșilor. Că De noi, absurd, ca preoți, spun, adică... cere. Dar dacă lumea spune că nu, că nu. ce se fac deci, Bine, și cu oamenii cred că trebuie. A da. să, să discuta da, eu... la modul ăla Băi, vreți să fie pace în sat Vreți să ne înțeleagem Hai să vedem, găsim calea comună da. Deci care o vreți și voi și ceilalți Să, să fim le și pe mai departe frați Dacă se poate zice așa Eu la Hodișa le am întins o mână de ajutor Și eu am o clădire făcută Lângă casa parohială Și am încercat să, să le-o dau lor fără Deci am spus, dragii mei slujiți aici, sunteți șapte persoane, vă dau această clădire făcută de mine, vă dau vouă, slujiți în ea și facem pace și liniște, deoarece oamenii nu doresc intrarea voastră în biserică, nu v-au dat afară din biserică, exact cum o părintele, reveniți înapoi în biserică. Noi avem preotul din altar care este ales, la noi nu pășește nimeni în altar decât preotul care noi decidem, nu care ne este impus de altcineva. Iar biserica nu e o concurență sau un meci de fotbal ca doi să candideze de să lupte și să să, să câștige unul. Da. Deci, și vin cu diferite mizilicuri, le spun eu, încercând, nu vă luăm contribuție, nu, vă, nu ne trebuie taxe, nu ne trebuie nimic, vă ajutăm, vă dăm, da. doar să-i cucerească. Am, am zis eu că. Da, deci și e baza, nu? Deci noi preoții decidem, da. da, suntem de acord. Eu cu preotul, fostul preot, Sician, care a fost la Hodeșa, am avut o relație foarte prietenească și cu preotul care vine acum nu ne-am certat, vin sărbătorile, ne-am chiar ne-am pupat, dar că din ce o și ne-au spus, părinte, asta, ăsta e drumul nostru, ăsta este ales, noi mergem așa. Da, ne apropiem de sfârșitul emisiunii. Părinte Magurean, ce se va întâmpla de fapt pe 20 februarie, fiind vorba de acea somație, dacă îi se poate spune așa, de executare silită în favoarea greco-catolicilor? Eu am încredere în Dumnezeu, în primul rând, și încredincioși, ortodoxi, nu incit la scandal, la nimic, chiar am, am spus și el, trebuie să existe o cale, în primul rând, dialogul nu mai poate face ceva să iasă bine, greco-catolice să-și dea seama că nu pot fi ei cei puțini în biserică și cei mulți să stea afară sau să-i scoată afară, pentru că în Racșa e o chestie aparte. E toată comuna. Deci îmi pare rău pentru că s-au ajuns aici. Nu și-au dat seama ei când au, deschis procesul, dar uh, părerea mea că uh, dacă nu se modifică ceva pentru marea masă de credincioși și în lege și în legiuitorul, uh, să va ajunge, cred că, la nemulțumiri mari și, doamne fer de alte probleme acolo. Uh, oamenii sporniți uh, pentru că do, e bunul nostru e biserica noastră. Dar acum suntem pe rol să vedem ce se va întâmpla la judecătorie, pentru că înțeles. o să depunem și noi motive, întâmpinare acolo, pentru că am fost în biserică, și suntem o biserică de 60 de ani. Da. Nu, nu vreau să văd un final. Care dacă să aveți fie... de transmis un mesaj, sau un ultim mesaj, dacă vreți să mă exprim așa în emisiunea. Noi suntem slujitorii creștinilor din parohie, atâta timp cât bunul este a creștinilor, ne punem nădejdea și Bunul Dumnezeu ne va ajuta și vom trece și peste aceste furtuni care sunt astăzi și ceea ce credincioșii vor decide, noi vom respecta. Și presupun că... Și credincioșii la mine în parohie au, au decis, sunt pe drumul lor, eu sunt alături de ei, și fac un ultim apel către autoritățile locale, județene, parlamentare, să îndrepte situația, să nu se ajungă la un război, să nu iasă oamenii. Război deci, religios. Oamenii în din Cauza religiei. Acum stau tac, dar vine momentul în care totuși vor bufni, cum au și părintele, și nu se va ajunge la sânge. Noi nu dorim acest lucru, dorim liniște, pace și fericire. Cred că liniștea și bună înțelegerea asta ar fi cele mai importante ca să domnească în fiecare așezare, indiferent de confesiune și de, știu eu, ambiții, dacă mă pot exprima așa. Da. Acestea fiind zise, ne luăm la revedere, vă mulțumim pentru atenție, rămâneți alături de Informația TV.